Bună seara! Am ajuns la ultimul seminar și de data aceasta îmi place, am emoții, Așa, o să încercăm să facem o scurtă recapitulare de început, tocmai ca să dăm o simetrie a ceea ce am încercat să facem în cele 6 seminarii. Am început cu descrierea unui proiect și reflecțiile pe care le presupune acesta. Scopul a fost ca să încercăm o deschidere asupra temelor pe care le-ați putut urmări în aceste 3 zile. Temele, ați văzut pe rând, au fost locul și statutul limbii și literaturii române, au fost apoi canonul didactic școlar, modele curriculare, a urmat partea care se referă la gramatica în școală, cu insistență pe noile modificări în gramatica la gimnaziu. Acum încheiem cu o dezbatere de data aceasta consacrată literaturii. Dar, de fapt, nu facem altceva decât să reluăm câteva din ideile care au fost vehiculate înainte. O să încercăm mai degrabă să le punem sub semnul întrebării. Soluții am vrea să dăm, nu cred că vom izbuti să dăm, dar important presupun că este deschiderea pe care încercăm să o facem în această ultimă dezbatere. Titlul sună cam ciudat, bănuiesc că a fost vorba de un impuls care la un moment dat m-a determinat să pun un astfel de titlu. Pe urmă m-am gândit care au fost motivele. Au fost două motive. Unul a fost de natură, haideți să zicem, mai mult sau mai puțin subiectivă, în sensul că mi s-a părut că subiectul care viza literatura la examenul de evaluare națională nu făcea altceva decât să scoată și mai mult literatura din interesul elevului și undeva bănuiesc indirect și al profesorului. O altă problemă a fost, bineînțeles, cea legată de examenul de bacalaureat. Subiectele de știți de ani de zile sunt aceleași subiecte, se perpetuează aceleași 3 repere, 4, ca apoi să fie mai simplu sau redus la 3. Și aceste repere, după ani și ani de zile, mai mult decât previzibile, din punctul meu de vedere, nu fac altceva decât să îndepărteze elevul de ceea ce ar putea să însemne literatura. Dar e vorba de o părere, o opinie. Puteți, fără niciun soi de problemă, să o contraziceți. Și mă gândeam că, înainte de a face prezentarea invitaților din seara aceasta, să le propun invitaților mei o întrebare, ca să mă folosesc de timpul pe care îl am oarecum la dispoziție eu și să-i pun la lucru pe dânsii. Deci, întrebarea este cam asta. Ce înseamnă pentru dumneavoastră literatura? Și să vă gândiți la un răspuns extrem de scurt la întrebarea respectivă. Și, în sfârșit, acum trec la prezentare. Ar trebui să mai spun încă ceva și de data asta ține tot de partea de aniversare, de momentul festiv al acestei întâlniri. Așa cum ați văzut și în seminarele anterioare, am fost împreună profesori din mediul universitar și preuniversitari. De la început a fost una din ideile care au stat la baza înființării acestei asociații. Am fost împreună, de altfel domnul Bogdan Lepter v-a spus mai în amănunt povestea
împințării acestei asociații și a rolului pe care l-a avut dânsul, este un fel de naș al nostru, și pe urmă tot împreună am fost atunci când, când a apărut ideea împințării acestei asociații. Eram cu toții la școlile de vară ale Centrului Educația 2000+. Și de atunci am păstrat relațiile și aceste relații s-au perpetuat peste ani. V-ați întâlnit probabil, adică sigur nu v-ați întâlnit, v-ați întâlnit la simpozioane, v-ați întâlnit și acum cu Florentina Sâmihăian, cu Alina Panfil, care a fost unul din titori împințării societății, cu Alexandru Crișan în întâlnirile anterioare sau cele din jurul lui 2000, cu Liviu Papadima, cu domnul profesor Ion Bogdan Lepter, cu Simona Popescu, nu vă mai spun de câte ori. Deci, într-un fel, această legătură între universitar și preuniversitar s-a perpetuat. Am învățat enorm și am avut întotdeauna împreună. Au fost prietenii noștri. Și cu aceasta, rapid, o să trec la prezentare. Doamna conferențiar Simona Popescu, conferențiar la Facultatea de Litere a Universității din București. Ioana Nanu, încep cu doamnele, Ioana Nanu, profesoară la AISB, așa, la Școala Internațională Americană din București, unde ni se propune un alt sistem. Am și un musafir, ca să fie tot în regulă, unde ni se propune prin ea un alt sistem de învățământ, apoi îmi place, te iarăși m-am încurcat, și îmi place că nu mai țin numele lui, o doamne, Emilia Borza. Emilia Borza, profesoară la Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu, și pe Emilia o știm de foarte mult timp. Ea conduce un cerc împreună cu Nicolae Berindeiu, se numește Miercurea Lecturii, acest cerc de lectură, care bănuiesc că are o vechime de 10 ani și mai bine, și Cosmin Borza, care este cercetător la Institutul de Lingvistică și Istorie Literară Sextil Pușcariu din Cluj și care are o experiență dublă. A fost multă vreme profesor în mediul universitar, bănuiesc că această multă vreme nu e foarte multă, adică în jur de 10 ani, și după aceea a trecut în cercetare și a trecut cu o parte din normă, din câte știu eu, și la Facultatea de Litere din Cluj. Deci, aceștia suntem noi, cei care vom încerca să discutăm problema ridicată în seminarul de astăzi. Și acum trecem la întrebare. La întrebare, cine vrea să răspundă într-o frază, atât. Ioana Nanu, care este cea mai în formă, cea mai curajoasă. Da? Ioana, mă auzi? Da, am auzit. Să spun ce înseamnă literatura pentru, pentru tine. Pentru mine, ca persoană privată, e o altă lume decât cea în care trăiesc în mod obișnuit. Și pentru mine, ca profesie, e... La școala unde predau eu, limba nu e integrată aproape deloc în curriculă și atunci e ceea ce predau, indiferent de nivel, care este însă diferit de ceea ce e pentru mine literatura ca persoană privată. Deci ceea ce predau nu e
tocmai ceea ce e pentru mine literatura ca persoană privată? Eventual, ca ce fel de persoană, literatura umple găurile din univers. E titlul unui articol pe care l-ai scris pentru consilierul de lectură. Ioana este și redactor la consilierul de lectură. Are o rubrică pe care o ține de ani de zile și anume cititor de la 9 la 90 de ani. Și-a propus rubrica și continuă să-și o țină. Îmi răspunzi? Poți să-mi răspunzi ca la școală, Ioana. Încă o frază? Am înțeles că trebuia doar o frază. O frază. Dacă v-ați prevalat de ce scrisesem atunci că umple găurile din univers, cred că era o referință cinematografică. E un film din 2006, The History Boys, în care un profesor de literatură atipic îi pune pe elevii lui de liceu care se pregătesc pentru Oxbridge, pentru Cambridge și Oxford, la școala, se cheamă școală de gramatică în Anglia, sunt școli de stat pentru proletari foarte bune și profesorul acesta îi pune să învețe mai ales poezie pe din afară și la un moment dat unul dintre cei învățăcei îi spune, mă, dar de ce ne pui să învățăm? Nu se revolta, chiar l-a întrebat și profesorul îi răspunde, mă, nici eu nu știu exact, dar știu că atunci când nu pot să formulez ceva, când am o gaură în univers, îmi vine câte un vers sau câte o imagine din ceea ce vă pun să învățați și asta face literatura, nu știu să o spun altcumva, umple găurile din univers. Și m-am identificat deseori cu asta. Da, mulțumesc și pentru că rămânem tot la doamne. O rog pe Emilia, o frază, acum nu te las mai mult. Pentru mine, din punct de vedere didactic, pentru că mă identific cu profesia mea, oare m-auziți? Da. Ok. Literatura înseamnă acum, în momentul acesta, programă școlară, înseamnă text. Text de diferite tipuri, text multimodal, text literar, non-literar, text discontinu și continu, pentru că am intrat deja în jocul acesta care a început cu 1 septembrie și mai nou, literatura înseamnă și repere metodologice pentru clasa a noua, căci nu există programă pentru clasa a noua. Și poate că o să avem timp să discutăm și despre acest aspect. Dar pentru tine nu profesional. Pentru mine ca persoană? Da, o frază. Totalitatea textelor sau dublate de imagini sau doar de scris care imprimă sau transmit o anumită valoare general valabilă. Mulțumim. Cosmin? Un răspuns foarte scurt, nu pot răspunde decât ca formaliștii ruși, literatura e defamiliarizare, e înstrăinare și de aici poate porni o întreagă discuție mai departe. Literatura e critică socială, aceea e literatura pe care o citesc cu cea mai mare plăcere și legat cumva de contextul în care vorbim astăzi. Și sigur, dacă mi se oferă ocazia, o să dezvolt asta mai târziu. Literatura, hai să nu să răspund negativ, că nu pot altfel acum. Nu e didactică. Nu e didactică. Esențial pentru mine acest aspect și eventual o să revin la el mai târziu în intervențiile mele. Sau e antididactică? Hai așa. Antididactică. Mulțumesc. Am lăsat-o la urmă, nu întâmplător, pe Simona Popescu. De ce? Am și uitat câți ani, în 2008, deci acum 13 ani, a scris pentru noi un text, nu cred că vă mai aduceți aminte, era textul din anul în care am înființat, de fapt, era textul pentru primul număr din consilierul de lectură.
Textul se numește Mesaj prin învăluire. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte de el, dar noi l-am luat ca un fel de program și al revistei și într-un fel ne-am regăsit sau am vrut să ne regăsim în ceea ce făceam în cercurile de lectură. Dau cuvântul Simonei Popescu. Înainte de toate să vă spun bună seara, că nu știu dacă am apucat înainte să dați drumul întâlnirii. Apoi vă mulțumesc și public, doamnă Monica Onojescu, pentru că m-ați invitat și de data asta la această întâlnire. Mă simt onorată. Mă simt ca o elevă, pentru că de îndată ce sunt într-un mediu cu profesori, eu devin elevă. În așa fel încât astăzi o să o aveți în fața dumneavoastră pe eleva Simona Popescu și aș adăuga scriitoare. La întrebarea dumneavoastră, cred că aș avea nevoie să construiesc o frază prustiană, adică să spun mai multe lucruri într-o singură frază, dar hai să fie o frază mai scurtă. Dacă Ioana Nanu spunea că pentru ea literatura este o altă lume, pentru mine literatura este lumea mea. Ca profesoară încerc să-i duc pe studenții mei în lumea mea, așa cum este ea și așa cum o înțeleg eu și cu scriitorii pe care eu îi prețuiesc și îi aleg să-i aduc în fața lor din lumea mea. Iar ca scriitoare încerc să-i duc pe cititorii mei în lumea mea, care a fost dezvăluită parțial și care urmează să fie dezvăluită în mare măsură în anii care vor urma, pentru că în anul trecut, cu ocazia pandemiei, m-am hotărât să mă opresc puțin din scris și să mă ocup de publicat. Am multe, multe volume și cred că a venit momentul să le scot la lumină și, de pildă, peste o lună o să apară o carte de poezie de vreo, cred că 200, peste 200 de pagini, se numește Cartea Plantelor și Animalelor, deci o să vă duc pe dumneavoastră, pe cititorii mei, în grădina mea, în această parte de lume care se va dezvălui cu ocazia acestei cărți și vor urma și altele, două de proză, două de poezie și trei volume de eseuri. Cam asta am avut de spus deocamdată. Aveți microfonul închis, doamna Onojescu. Și până deschide doamna Onojescu microfonul pe care iarăși l-a închis, am stabilit cu dumneaei ca eu să reacționez la ceea ce spuneți dumneavoastră, deci n-am pregătit nimic. Nici nu trebuie să pregătiți. Dumneavoastră sunteți din afara noastră și totodată împreună cu noi. Da, pentru mine Simona Popescu a însemnat foarte, foarte mult, mă scuză că îi spun pe nume în momentele acestea, și a însemnat mai ales căldură, foarte multă căldură, foarte multă prietenie pe care mi-a acordat-o. Și a răspuns ceea ce nu e foarte des, a răspuns prompt atunci când am rugat-o o bună oară. E neașteptat ca un scriitor imediat să intre în dialog cu cine? Cu niște cititori care nu sunt altceva decât niște cititori copii. În 2017, la o lecturiadă în care ne căutam și noi locul în inimă, dânsa a fost motorul care a pus în cele 5 zile în mișcare ale întâlnirii noastre, bineînțeles, de la Cluj. M-am folosit de această întrebare, nu prea am fost eu în formă, emoționată și speriată, dar dincolo de asta voiam să facem și un soi de pregătire ca să putem să trecem la partea a doua. Partea a doua
în fond a fost anticipată, pentru că a fost interesant. Nu știu de ce așteptam eu ca răspunsurile dumneavoastră să fie ce a însemnat literatura pentru mine. Și între timp m-am gândit și ce înseamnă pentru mine ca persoană. A însemnat foarte multe, de la identificare, de la literatură cu rol terapeutic și așa mai departe, dar am văzut un lucru interesant. N-ați putut să ieșiți, profesorii, nu este vorba de Simona, nu ați putut ieși din mediul dumneavoastră profesional. Și cu aceasta a anticipat într-un fel Emilia, a pornit polemic Cosmin și, să nu mai spun, Ioana Nanu. Ioana Nanu de-abia așteaptă să se desfășoare. Trecem la ceea ce cumva ați anticipat. Între literatură și școală este o prăpastie eventual, nu? Zice Cosmin, cel puțin din punct de vedere didactic, nu? Dacă am înțeles eu bine, literatura și didactica n-au de-a face una cu alta, da? Și, de asemenea, ce am mai reținut de la Emilia, literatura, tot profesional, cuprinde foarte, foarte multe. Și o serie de lucruri care sunt deosebite de ceea ce spunem noi că ar fi literatura. Adică, noi trebuie în școală, noi, dumneavoastră, nu eu, trebuie în școală să faceți extraordinar de multe lucruri într-un timp foarte puțin și cred că asta ar fi și unul din motivele crizei pe care am intuit-o eu și puteți dumneavoastră să fiți sau să nu fiți de acord. Deci întrebarea mea era, este o criză a literaturii în școală sau nu? Sau e vorba numai de o privire din afară, subiectivă, bineînțeles, a mea, care voiam foarte multe și nu puteam să le filtrez suficient de bine, ținând cont de realitățile sociale. Ce credeți? Deci e vorba de preuniversitar. Ar fi interesantă și părerea Simonei, care ne cunoaște destul de bine, și prin cei mai mici dintre noi. Da, cine începe? Atât. Eu. Ioana, da. Da? Da, da. Dacă e o, la întrebarea dacă e o criză, răspunsul este nu, cred. Că e nicio criză. Adică, cred că asta este o perspectivă cam idealizantă, că ar fi fost cândva mai bine, a fost altfel, acum e diferit, nu e o criză. Nici nu știu să spun dacă sunt convinsă, dar sunt aproape convinsă că criza, dacă vreți, e la profesorii de română, care majoritatea sau mulți dintre ei ajung întâmplător să predea și literatură fără a avea niciun interes în asta. Poate că înainte cărțile erau mai accesibile sau plictiseala era mai mare sau ecartul de preocupări acum 30-40 de ani nu era așa de ofertant ca acum și atunci profesorii mai citeau. Prin urmare, dacă vreți, cred că e o criză de literatură, că înțeleg că întrebarea se referea la criza literaturii în școală. La aia am răspuns cu nu. Sau e o criză a literaturii în măsura în care profesorii ei înșiși nu citesc. Asta da. Cam atât. Nu știu cât e de comod răspunsul, dar eu nu cred că e... Adică copiii citesc în măsura în care se reflectă, de fapt, interesul profesorilor lor pentru literatură. Și interesul fiind mic, și copiii citesc, nu știu dacă puțin sau mult, dar reflectând nimicul sau puținul citit de profesorii lor. Doamna Onojescu, microfonul.
Da, l-am închis și l-am deschis. Deci spuneam că mie mi se pare cam abrupt punctul de vedere al Ioanei, pentru că școala, nu? Pe cine l-auzeam? Pe Mircea Miclea. Școala are un rol destul de mic, 20%, spunea el, sau poate nu Mircea Miclea, Terian sau domnul Bogdan Repter, în formarea unui copil. Acum mi-am adus aminte, Liviu Papadima venea cel cu procentele respective. Să vedem dacă și ceilalți invitați sunt de părerea Ioanei. Nu e o criză, copiii citesc, profesorii sunt de bine. Interpretarea dumneavoastră e simplistă, eu n-am spus asta. Am zis că copiii nu știu dacă citesc sau nu citesc, profesorii nu citesc. Nu știu cât sunt ei de vină sau nu sunt de vină, dar eu asta am constatat. Este percepția mea, dar nu ca o culpă. Nu știu dacă e vină, nevină, poate că e un pariu personal al fiecărui profesor. Alte păreri? Cosmin, încerci tu? Pentru că, la un moment dat, ai scris aproape un pamflet cu 5 profesori în 5 feluri de lectură, da? Da. Da, încerc să dau un răspuns. Cred că ar trebui să fac un mic ocol înainte să dau răspunsul, chiar scurt. Trebuia să încep și eu mulțumindu-vă pentru invitație. Chiar mă onorează și chiar îmi face plăcere și chiar mi-ați dat de lucru. În sensul în care scriu de multă vreme diverse texte pe tema canonului școlar sau nu, a literaturii în școală și așa mai departe. Am și coordonat un dosar recent în revista Cultura, pe când eram redactor la revista Cultura, despre programele școlare și am recitit. Am recitit și ce am scris în ultimii ani și câteva dintre referințele importante în funcție de care mă legitimam în luarea unei poziții sau alteia. E aproape depresiv pentru mine, dar mă dezvoltă personal, apropo de cum arată programele școlare, faptul că nu mă pot revizui prea mult. Aș încerca să fiu cât de optimist și de constructiv sunt în stare, însă îmi pare că nu că e o criză. Mi se pare că în acest moment literatura e contraindicată în școală. Pe aceste programe, literatura încurcă. Ea nu poate să răspundă nevoilor programelor școlare în vigoare în acest moment. De ce spun asta? Iar problema, sigur, că e și la profesori. Eu nu zic că nu. Dar problema e mai degrabă sistemică. Profesorii răspund unei programe. Emilia răspundea mai devreme foarte ironic. Cred că s-a sesizat. Da, ce-i literatura pentru ea la început, la acest început de an școlar. Pentru că programele arată în acest fel, pentru că formarea profesorilor arată în acest fel. De aceea mă jucam mai devreme spunând, pentru mine literatura nu e didactică. Noi suntem la chiar cel mai important moment din an pentru profesorii de limba și literatura română. Am și scris asta, mi-am asumat transparent și public când spun asta. Mi se pare această asociație de 10 ani, nu? Care are deja 10 ani. 20 de ani are. 20 de ani a, pentru mine, nu are 10 ani, a contat enorm pentru diverse deschideri, dar și chiar și această asociație își intitulează simpozioanele anuale Simpozionul Național de Didactică a Limbii și Literaturii Române. Nu Simpozionul Național de Literatura sau Limba și Literatura Română în învățământul preuniversitar, de exemplu. Ori, ceea ce se întâmplă cu formarea profesorilor este o deprofesionalizare cel mai adesea. Profesorii sunt formați pe cum să predea, până la refuz, pe cum să predea literatură într-un stil didactic și lipsește cu totul actualizarea informațiilor profesorilor despre literatură, despre direcții teoretice, despre direcții critice. Câți profesori de română, în afară de cei proaspăt absolvenți, știu care sunt ultimele
direcții în analiza literaturii, câți au intrat în contact cu un Moretti, de exemplu, care mi se pare absolut fascinant din punct de vedere didactic, dar într-un sens relaxat, nu într-un sens metodologic încărcat cumva, sau metodic, nu, încărcat. Și atunci, dacă citim programele școlare, în acest moment, această materie, această disciplină, limba și literatura română, are ca scop ultim dezvoltarea personală. Ăsta e scopul ei. Așa sună. Am trecut din paradigma comunicațională, în care literatura trebuia să-și piardă specificul pentru a ajuta comunicarea și comunicarea emoțiilor libere ale copiilor, nu? Am trecut într-o paradigmă care acum se numește dezvoltarea personală. Ce înțeleg eu din aceasta e că, eu știu, cărțile de mindfulness și de self-help, pentru că așa sună, înlocuiesc cărțile de critică, istorie, teorie literară și chiar de literatură. Literatura încurcă, dragi colegi, în momentul în care vrei să atingi un astfel de obiectiv. Pentru că literatura e ce spuneam mai devreme despre defamiliarizare, despre răsturnarea orizonturilor de așteptare, despre problematizare, încurcă un astfel de proiect foarte optimist și foarte plin de intenții din acestea aproape mistice, de dezvoltare personală a omului. Și închei, doar o paranteză aș vrea să mai fac. Citiți, vă rog frumos, subiectul de la clasa a patra, da? Dat la acea testare națională de clasa a patra, din Nicolae Nosov, un scriitor pentru mine extraordinar, da? Problema e că acel text, cine l-a ales? L-a ales un profesor sau un expert în științele educației, nu știu, un expert în evaluare. Acel text e un text propagandistic realist-socialist. Toate alegoriile patriei, securității, ce vreți sunt acolo. El e dat copiilor ca să, dintr-un punct de vedere moral, nu-i bine să furi din fermă, da, au pus fermă, era colectivul, evident. Nu-i bine să furi mere din fermă, părinții s-au revoltat împotriva textului, de ce? Pentru că mama era prea dură în relație cu copilul, l-a trimis să-și rezolve singur furtul. Ori, ce am făcut cu Nicolae Nosov? Ce am făcut cu formula literară? Am golit-o de orice valoare. Da? Nu înțelege. Cel care a dat textul n-a înțeles contextul în care a fost scris acel text. Mizele lui. Posibilele lui interpretări. Acesta e analfabetism funcțional din punctul meu de vedere. Și eu pot fi oricând analfabet funcțional, că tot e o temă foarte la modă astăzi, neînțelegând mizele, contextele, formulele în care se exprimă textul literar. Deci închei, literatura nu că e în criză, Ioana Nanu, ci că e încurcă procesul actual de educație în care această materie trebuie atât să dezvolte personal, să ajute la dezvoltarea personală. Asta e formula, am văzut reperele metodologice de la clasa 9, dacă vreți, dacă ajută, citez, da? Sau poate am vorbit prea mult deja, în fine, dar oricine le poate citi, veți vedea acolo pus în italice care e scopul studierii și prezenței la orele de limba și literatura română în acest moment. Mulțumesc! Din nou trebuie să deschid. M-auziți? Da? Încerc să adun, da, ceea ce ai spus. Pe de o parte, un profesor nu suficient de informat, nu sincronizat cu ceea ce se întâmplă la nivel teoretic în lume, da? Pe de altă parte, programe care nu corespund esenței, de fapt, a literaturii. Deci literatura, din punctul tău de vedere, spunem dacă nu e bine, ar încurca. De ce? Pentru că, probabil, nu? Ridicând probleme mari, fundamentale, nu? Ar încurca ceea ce înțelegem sau se înțelegem de obște printr-o dezvoltare personală. Nu crezi tu? O dezvoltare personală care oarecum îl
prinde pe om sau pe copil într-un fel de mic pat al lui Procust, da? Din punctul tău de vedere. Mie mi-ați îmbogățit răspunsul, nu mi l-ați simplificat. Da, simplificat, da, sau nu l-am înțeles. Da? Ba da, ba da. Da. Foarte corect. Nepermițându-i ce? Tocmai o dezvoltare complexă, complicată. Da? Sau nu? Cum să nu? O dezvoltare culturală, o dezvoltare socială, de relaționare socială. Sunt mult mai multe funcții ale literaturii. Nu-i locul, sigur, aici să începem să le enumerăm. Decât această idee care e atâta de ideologizată, de fapt, da? E atât de propagandistic, nu am scăpat de constrângerile comunismului, nu? Dar această imagine a unui eu care se dezvoltă, să-ți formezi propriul eu, să-ți formezi individualitatea, da? Asta e o ideologie hiperactuală, fără îndoială, da? Dar, repet, pe care literatura, nu, și nu vorba de literatura mare, mainstream, da? Literatura cu L mare, ci orice literatură cât de cât relevantă, nu o poate împlini decât anulându-și specificul, anulându-și identitatea cumva. Ați uitat de microfon, doamna Onorescu. Îmi place. Da? Punctul de vedere al Emiliei. Dacă nu, apelăm la arbitrul nostru, la Simona Popescu, și o rog să facă o glosare a răspunsurilor de dinaintea ei. Să o ascultăm și pe Emilia. Emilia, okay. Da. Mulțumesc frumos. Eu o să merg în continuare a ceea ce a spus Cosmin și o să vă mărturisesc că am făcut o cercetare mai mult sau mai puțin serioasă a modelului de dezvoltare personală și la celelalte discipline, pentru că am studiat puțin reperele metodologice și pentru m-a interesat, să zicem, istoria, geografia, educația plastică, pentru că am vrut să văd dacă această umbrelă a modelul dezvoltării personale cuprinde și celelalte discipline și am constatat cu stupoare că nu. El se referă doar la disciplina pe care o predăm noi, ca și când celelalte materii nu ar avea nimic de a face cu acest model al dezvoltării personale și aici mi se pare foarte, foarte grav ceea ce se întâmplă, pentru că se constată clar o desincronizare între specialiștii în educație care au elaborat reperele acestea metodologice pentru clasa noua. De ce sunt ele foarte importante? Pentru că ele sunt o formă rudimentară, e adevărat, incipientă, să-i spunem, a ceea ce urmează să devină programul școlar din anul imediat următor. Și atunci, această absență a modelului dezvoltării personale la celelalte discipline este destul de îngrijorătoare, pentru că se produce o ruptură între disciplina pe care o predăm noi, care se încarcă și cu modelul acesta al dezvoltării personale, oricum noi făceam această dezvoltare personală, pentru că implicit abordam subiecte legate de religie, de psihologie, de cultură, să zicem, literatură engleză, literatură franceză și așa mai departe. Nu era nevoie să existe scopul sau ținta finală aceasta dezvoltării personale. În plus, dacă între discipline nu mai există nicio coerență, adică doar în cârca literaturii, a limbii și a literaturii române revine dezvoltarea aceasta personală, atunci înseamnă că se produce înseamnă că toate conceptele acestea cu care ne place să ne jucăm, interdisciplinaritate, pluridisciplinaritate, plan disciplinaritate, acum acest concept a intrat în discursul domnului ministru, acum proiectele, planurile cadru o să fie pe baza plan disciplinarității, nu știm încă cu ce se mănâncă asta, dar o să vedem, inclusiv transdisciplinaritatea de care suntem atât de îndrăgostiți, nu sunt decât niște forme goale, adică niște forme fără fond, niște criterii lipsite complet de vid. Și da, eu cred că, într-adevăr, Cosmin avea dreptate,
Nu că există o criză, ci chiar literatura încurcă și o demonstrează din plin, dacă îmi permiteți, subiectul de la clasa a 8-a, în urma primei, în anul acesta a fost prima generație de gimnaziu care a dat examenul de testare națională pe baza unei programe în care literatura era mai mult absentă decât prezentă și implicit, dacă aveți curiozitatea să studiați reperele metodologice pentru clasa a 9-a, autorii în generozitatea lor extraordinară au încercat să inițieze acolo sau să schițeze un test inițial care a urmărit modelul evaluării naționale. Ce este interesant de discutat la acest model este faptul că literatura, în ceea ce privește nivelul superior al analizei, al interpretării, nu intră în discuție. Se mizează foarte mult pe subiectul respectiv, nu o să insist, am făcut aici o analiză a subiectului, probabil că o să scriu un articol pe marginea lui, dar se mizează foarte mult pe înțelegerea la început, liminara textului și deja cred că sunteți familiarizați toți profesorii care ați pregătit pentru testarea națională cu înțelegerea textului în care trebuia să bifeze răspunsul corect și implicit să spună dacă este incorrect sau corect o anumită afirmație. Apoi li se cere elevilor să-și exprime opinia și aici mi se pare foarte grav că pentru a obține maximum de punctaj este suficient ca elevul să spună consider că sau cred că prietenia, dau un exemplu acum din testul inițial, prietenia îți oferă șansa. Exprimarea opiniei presupune în opinia mea folosirea cel puțin a unui conector, o concluzie că așa este logic să se întâmple și în niciun caz în opinia mea folosirea acestui tu generic dacă tot vorbim despre modelul dezvoltării personale. Pe lângă acesta ar fi nivelul de înțelegere al textului, să zicem, de înțelegere profundă a textului. Tot în cadrul testului inițial pe care îl propun autorii, se manifestă la un moment dat cerința aceea atât de controversată pe care noi o cunoaștem ca exercițiul 9, în care, în loc să se analizeze unul dintre textele propuse spre textele suport propuse, li se cere elevilor să facă o paralelă între două texte citite, studiate de ei la clasă. Exercițiu care a născut, știm cu toții cei care am fost la evaluarea națională, atâtea probleme. Unu, prima problemă și poate cea mai importantă este aceea a faptului că profesorul nu are niciun control asupra autenticității aceea și a validității aceea ce afirmă elevul. Au fost foarte multe cazuri în care elevul a inventat un titlu, el nici măcar nu a citit cartea respectivă pentru că acea carte cu care el face paralela nu există, sau, dimpotrivă, știa un titlu și a adaptat cartea respectivă la tema pe care o avea textul sau la personajele care existau în text. Mi se pare cea mai, să zicem, grosolană fraudă, pentru că ni s-a spus că acesta este exercițiul prin care se dezvoltă competența de analogie la elevi și elevii pot să epateze prin lecturile suplimentare pe care le-au avut. Mi se pare o fraudă extraordinară pentru că la evaluarea națională și implicit aici la testul acesta inițial, profesorul nu poate să verifice informația. Chiar dacă el ar da un Google search să verifice un titlu, n-ar putea să citească atât de multe cărți la care s-ar putea raporta, de exemplu, elevul când ar face paralela respectivă. Și atunci revin la o discuție care ar putea fi interesant dacă este necesar ca pentru gimnaziu să se dea o listă de lecturi obligatorii. S-a mizat mult pe libertatea pe care o are la dispoziție profesorul în alegerea textelor și ne-am trezit cu această situație. Sau să se renunțe la exercițiul acesta sau să fie altfel reformulat. A doua problemă pe care o ridică acest exercițiu este aceea că nu există nicio cerință la nivelul cât se poate de coerent, în sensul în care asemănarea trebuie să vizeze ce? Să vizeze palierul tematic, să vizeze construcția personajului, să vizeze indicii de timp și spațiu, să vizeze acțiunea. Ce asemănare? Orice asemănare este binevenită. Aici, în testul inițial pe care îl propun autorii, ni se spune în felul următor.
între cele două texte există o asemănare pentru că în ambele texte este vorba despre prietenie, citez din nivelul maxim. Deci un elev dacă spune că în ambele texte este vorba despre prietenie și personajele, ambele personaje sunt băieți, atunci va primi punctajul maxim. Și acesta e nimic despre interpretarea textului, nimic despre analiză, din niciun punct de vedere, nici structural, nici formal, nici din punctul de vedere al mesajului, nimic, nimic, nimic pe textele pe care le-au propus. Mulțumesc, Emilia. Vreau să spun că vreau să vă mărturisesc că autorii reperelor au făcut ce au putut ei mai bine cu programa pe care au avut-o până în clasa a 8-a. Deci nu cred că ei sunt vinovați. Sunt vinovați cei care au realizat această programă și care a impus acest model absolut îngrozitor din ceea ce privește literatura. Mulțumesc frumos, Emilia. Încercăm, poate, puțin să ridicăm discuția. Aș vrea poate mai puțin, sau cred eu că ar fi mai bine, poate mai puțin analiză de subiect și, într-adevăr, să vedem puțin mai de sus lucrurile. Chiar cât ar fi de importante evaluările astea, cred că totuși nu înseamnă 100% literatură pentru școală. Acum o rog pe Simona Popescu să se oprească puțin la felul cum a văzut dânsa discuția care s-a dus până acum. Cred că nu mai trebuie să adun, pentru că s-au adunat destul de bine direcțiile de până în momentul de față, cu toate că n-am stabilit dacă este sau nu este o criză a literaturii în școală. Din punctul meu de vedere, s-ar părea că atât Cosmin cât și Emilia merg pe ideea aceasta. Din contră, Ioana consideră că nu există o astfel de criză în școală. Da. Eu chiar, cum spuneați dumneavoastră, doamnă Monica Onojescu, sunt în afară. Sunt pe din afară. Dumneavoastră aveți mari probleme și eu asist la discuțiile acestea din când în când, atunci când mă întâlnesc cu profesorii, prietenii mei sau când mă mai invitați dumneavoastră la aceste întâlniri AMPRO de 20 de ani, sau nu știu de când e AMPRO, de 20 de ani, da? Sunt aceleași discuții. Criza literaturii în școală, cum ați formulat dumneavoastră, ea există, deși e frumos, cum crede Ioana, că nu există. Sigur că Ioana spunea, literatura nu este în criză, literatura în școală nu este în criză, dar și vorbea despre o criză, ironică fiind, o criză a profesorilor care pur și simplu nu sunt informați sau care nu iubesc literatura, pentru că există mulți profesori care nu iubesc literatura și nu iubesc pe autori. Și asta se transmite mai departe. Sau și mai rău era să zic, dar poate nu e cel mai rău, sunt pur și simplu indiferenți. Sunt niște slujbași care își iau un salariu spunând aceleași lucruri decenii la rând. Se poate ieși astfel la pensie. Asta e ceva foarte trist, nu pentru elevi, ci pentru acest tip de profesor care totuși am impresia că dispare din peisaj. Am fost la niște inspecții de grad și am văzut că totuși lucrurile se schimbă. E adevărat că am fost la inspecții de grad chemată de foștii mei studenți, care sunt niște profesori absolut excepționali, pe la marginea Bucureștiului. Am fost și la licee importante, în mijlocul Bucureștiului, unde am dat de profesori absolut, absolut lamentabili. Dar, mă rog, asta este altă poveste. E o criză sistemică, așa cum spunea Cosmin, așa cum spunea Emilia. Deci, degeaba, dragă Ioana, profesorul este informat și este o persoană extraordinară, el este prizonierul sistemului și eu mă întreb, atâtea capete luminate de profesori din țara asta, cum de n-ați reușit în 30 de ani, generație după generație, să schimbați ceva?
Adică în loc să vă întâlniți între dumneavoastră, să vorbiți despre lucrurile astea, de ce nu luați niște, nu știu, o inițiativă, semnături, multe, să schimbați ceva așa cum doriți dumneavoastră să se întâmple lucrurile și cum sunteți niște profesori admirabili, sunt convinsă că lucrurile s-ar schimba interesant, într-o nu didactică veche, schimbată pur și simplu cu didactica nova, ca să citez un titlu de cartea lui Radu Petrescu. Așa cum văd eu lucrurile din afară, nu știu ce se întâmplă în școli. Sigur, cu ocazia unor inspecții m-am mai lămurit, de pildă. Am asistat la niște deconcertante lecții în care ora de literatură se transforma într-o oră de sociologie. Adică nu mai era vorba despre literatură acolo, despre estetică, despre, nu știu, mecanisme literare, mai mult sau mai puțin sofisticate, despre niște autori cu filozofia lor, ci pur și simplu cărțile deveneau pretexte pentru un fel de oră de dirigenție. Și erau profesori foarte inteligenți. Dar probabil că m-am gândit, asta e direcția, asta e trendul. După cum m-au uimit întotdeauna aceste pierderi de vreme, să mă iertați că îmi permit aceste lucruri, chiar vă rog din suflet să mă iertați. Știu că sunt influențe americane și habar n-am, nu mă pricep eu la didactică, poate a trebuit să-mi țin gura. Dar totuși, așa ca un om normal, stând în spatele clasei, având-i în fața mea pe elevi, am înțeles niciodată metodele așa cu pălăriile, struguri, nu știu, ciorchinele, nu știu cum, care sunt o pierdere de vreme să și confecționez pălăriile acelea. Povestea asta cu ciorchinele nu m-a prins, deci n-aș putea să o explic. Adică cred că o narațiune frumoasă a unui profesor care e foarte atașat de literatură și de autori. O narațiune pur și simplu, clasică, o poveste frumoasă spusă de un om inteligent și onest care iubește literatura, cred că ar aduce multe beneficii elevilor. Elevii știu, au discernământ, chiar și cei foarte mici. Ei se apropie de oamenii aceștia cu un discurs uman legat de literatură. Nu profesorul ca tehnician sau ca, nu știu, mediator, ca profesor universitar, vă pot spune că am niște ecouri cumva dinspre sistemul de învățământ din liceu, să zic, să mă opresc la atât. În sensul că vin noile generații de studenți. Acum câțiva ani am fost derutată de faptul că trebuia să le povestesc eu patului Procust. A fost primul șoc, cred că se întâmpla acum 10 ani. Cum să vă cum nu se mai face asta în liceu, nu mai aveți în manuale, adică voi veniți din toată țara și vă rog să mă credeți că aveam de a face cu studenți care veneau de peste tot și niciunul nu, habar n-avea, nu citise patului Procust. Și am zis, bine, hai să vă povestesc, pentru că mi se pare cartea lui cea mai interesantă din punct de vedere literar. Și apoi a venit, chiar aș zice, șocul, când am văzut că ei nu, am constatat că ei nu citiseră și chiar nu auziseră de Hortensia Papadat-Bengescu. Este cred singura scritoare care era în lista aceea de 16, nu știu cât sunt, a fost scoasă. Și, bun, e adevărat, concert, romanul acela este greu pentru elevi, dar sunt niște proze scurte ale ei, de începuturi, proza ei subiectivă, care e minunată și se potrivește atât de bine elevilor și mai ales elevelor. Poți să vorbești, pornind de la prozele acestea scurte ale ei, despre apropo de dezvoltarea asta personală, depinde ce, cum o conotezi, ce conținut îi dai. Și literatura participă la, pun între ghilimele, dezvoltarea personală. Și reveni la Hortensia Papadat-Bengescu, ar fi atât de interesant, ar afla atâtea despre eleganță, despre un fel de a te raporta la tine,
despre un fel de a te raporta la ceilalți, despre percepția lumii, despre percepția de sine. Și atâtea și atâtea lucruri, în loc de parada aceea de personaje foarte greoaie prezentată în manual, vreau să spun, de pe vremea mea. Nu știu, sunt autori de la care elevii ar putea să învețe despre ei și despre lume, că de fapt ăsta este scopul literaturii în școală și scopul profesorului, nu să îi convingă pe elevi că literatura te învață multe despre lume, despre școală, despre ei înșiși, despre cum te raportezi la ce se întâmplă în jurul tău. Și literatura mai e destinată să te scoată din dificultate. Și am să închei spunând că mă aflu într-o situație ceva mai bună decât a dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți, aveți o dublă responsabilitate. Aveți în față niște elevi pe care trebuie să-i formați și să formați un gust pentru literatură și cealaltă responsabilitate este aceea pentru BAC, pentru ca ei să ia o notă bună la BAC. Și asta se bat uneori cap în cap, pentru că BAC-ul e o catastrofă, după părerea mea, nu știu, e ceva care simplifică toată frumusețea literaturii și parcursului unui normal al unui elev. Eu îmi permit, de pildă, luxul, să le spun studenților mei, să merg pe linia lui Vladimir Nabokov. Întotdeauna încep toate cursurile mele, indiferent de temă, recomandându-le cursurile lui Nabokov și, bineînțeles, ca să-i conving, aduc și niște citate. Și le citez în întregime, pagina aceea și jumătate, în care el își a rămas bun de la studenții lui. Și le spune, dragii mei, literatura este un lux. Un lux pur. Nu e pentru toată lumea. Nu o să vă ajute în viața dumneavoastră publică, socială, casnică, dar v-ar putea învăța arta de a trăi frumos și interesant. El are doi termeni acum, unul este precizie, dar celălalt îmi scapă, s-ar putea să fie subtilitate, dar îmi scapă. Și le mai spune, voi ați fost pentru mine ca o grădină de urechi, unele deschise, altele închise, dar toate minunate. Și eu vă mulțumesc pentru această întâlnire. Iar Vladimir Nabokov, eu cred că este un model de profesor, ajunge să vedeți ce urmărește el în cursurile lui sau ce urmărește el să ajungă, el fiind și scriitor, să ajungă la studenții lui. Și ce urmărește este un lux pur, este adevărat, și ăsta este un lux pe care la care au acces, cred, profesori universitari și mult mai puțin profesorii de liceu. El spune așa, ceea ce pe mine mă interesează să ajungă la dumneavoastră este să vă bucurați, să înțelegeți și să vă bucurați de mecanismul literar sau de mecanismele subtile și minunate ale unor jucării care sunt capodoperele literare. Și el echivalează capodopera cu jucăria. Și își propune să le explice sau să-i facă să înțeleagă mecanismul ascuns al acestor jucării. Dar este adevărat, ăsta este alt nivel, deci este nivelul universitar. Nu poți să îți permiți la liceu să faci doar asta, dar un mic discurs de 5 minute, de 10 minute, înaintea fiecarei ore, în care tu faci o pledoarie pentru un autor și pentru literatura lui, nu strică, adică în loc să te duci direct la ce se cere, tu faci o mică poveste, uite cine a fost cu tare, uite cum a trăit el, uite ce a scris el. Iarăși mi se pare o greșeală foarte mare să iei o bucată, o poezie din cineva. Păi cum să iei o poezie? O poezie de gelul Naum, nu? Am asistat la așa ceva. Citeau nu știu ce poezie, dar nu știau nimic despre gelul Naum, nimic. Trebuie să faci o mică, nu durează mult, sunt în 5 minute. O poveste de 5 minute cu care e agățat și apoi te vor asculta elevii și mai departe. Și cred că trebuie informație multă, înaltă, de înalt nivel, nu trebuie subevaluați elevii. Ei te vor asculta dacă tu îi fascinezi și devii fascinant, dacă nivelul tău este foarte, foarte ridicat. Și foarte important
să mergi prin, să faci să ajungă literatura și prin conexiune, să faci conexiuni, context de toate felurile, literatura lumii de azi, adică nu trebuie pierdută din vedere nicio clipă lumea în care trăim cu tot cu literatura ei, adică numai așa niște bucăți didactice, fără context, fără legat cumva întotdeauna X contemporanul nostru, asta e soluția, adică vorbim despre Eminescu, nu-l ducem acolo în trecutul lui, ce, pornim de acolo, dar îl aducem în prezent și facem, eu vă spun sincer, am un singur scop ca profesor și ca scriitor, e adevărat, dublat de scriitor, să salvez scriitori. Asta e tot ce îmi doresc eu. Studenții sunt foarte plictisiți, deci cum aude un nume, deja sunt plictisiți și imaginează că știu tot din liceu. Și eu mi-am propus să-i destabilizez în sensul că sunt polemică cu toată informația pe care o au ei din liceu. Și asta interesează. Și salvez scriitori, unul după altul, unul după altul. E misia mea de profesor. Iertați-mă că am vorbit cam mult, o să mă abțin la următoarele. Aș vrea să intervin eu acum, să-i mulțumesc Simonei că a spus ceva care cred că nu e politic corect, dar mi-a făcut mare plăcere, că literatura e lux, arta nu e pentru mase și că toate discuțiile pe care, la care ai asistat de 20 de ani și ai spus, dar de ce Dumnezeu nu le dați de capăt? Întrebarea este a mea, păi cum să faci, cum să instilezi cuiva care n-are după Nabokov organul literar și raspinării dacă nu are? Deci, criza, cum să zic, o criză existențială în sensul că dacă profesorul n-are organul pentru literatură, cum să îl bagi? Ce operație să-i faci ca să-i bagi și raspinării? Ioana, iartă-mă, eu am o părere foarte bună despre profesorii de literatură de azi. Erau profesori excelenți. Întotdeauna sunt profesori minunați de literatură și ei nu sunt puțini. Doar că nu sunt lăsați să facă ceea ce vor ei să... Nu pot. N-au încotro. Elevii aceia trebuie să-și dea un bac și să iau o notă mare. Și nota aceea reflectă, nu știu, nivelul școlii. Și cerințele la BAC sunt de așa manieră încât tu trebuie să te supui sistemului. Altfel, eu am trăit pe piele proprie povestea asta. Am luat fiicei mele o profesoară extraordinară de literatură, extraordinară, minunată, o femeie super inteligentă, și cu o știință de literatură cum rar se întâlnește și fiica mea a luat o notă mai mică decât ne așteptam, pentru că ea a învățat o libertatea de a înțelege literatura. Și asta a fost fatal pentru fiica mea. N-a luat o notă mică, a luat o notă mare, dar totuși la matematică era prost pregătită și a luat aproape 10 la nu mai știu ce, la știință, nu mai țin minte, erau niște note mari unde ne așteptam la note mici, o notă mai mică unde ne așteptam la notă mare și am zis, uite, vezi, dacă n-am luat un profesor care să o mediteze după carte așa cum trebuie, am greșit și cam asta este. Dar eu am o părere bună, Ioana, despre profesorii. Sunt colegii voștri, sunt bine școliți la Cluj, la București, la Iași. Sunt profesori care au asistat la cursurile colegilor mei de la Cluj, de la Iași, Craiova, București, iar acești colegi ai mei sunt realmente niște personalități și niște oameni cu multă știință de carte. E adevărat, sunt și studenți complet dezinteresați, dar ei nu se duc în învățământ. Se duc în învățământ cei care își doresc mult asta. Ceilalți nu, sunt salariile mici și cred că peste jumătate dintre absolvenții de litere nu se mai duc spre învățământ, că vor să trăiască mai bine. Scuze pentru această intervenție. O să vă mulțumesc. Timpul nostru a expirat prima parte. Nu știu dacă am ajuns la niște concluzii, este sau nu este criză, dar oricum orice criză are și niște remedii. Mulțumim celor care au vorbit, invitaților,
Și acum să încercăm să dăm cuvântul celor din afară care pun întrebări. Întrebările pot să fie fie la nivel general, fie pot să fie la nivel... Mă auziți? Da. Da, mă auziți. Ceva am făcut eu aici, da? Fie adresate direct persoanei. O să o rog pe Ramona Jitaru să citească întrebările, dacă sunt, dacă nu, continuăm discuția. În regulă, voi citi întrebările. Este necesară o listă complexă de lecturi la care să ne raportăm în gimnaziu? Le citesc pe toate și veți răspunde un rând? Eu cred că pe rând, nu e mai ușor. A, da, pentru mine e în regulă. Da. Cine dorește să răspundă la întrebarea aceasta? Este necesară o listă? Poate ar putea să răspundă Emilia. Eu nu știu dacă sunt în măsură să răspund aceste întrebări, pentru că dacă aș răspunde la această întrebare cu da, adică este o întrebare foarte periculoasă, este o întrebare capcană. Dacă aș spune da ca să evităm confuziile de la evaluarea națională, atunci aș fi lovită cu piatra și mi s-ar spune că limitez lectura și capacitatea de a se exprima a elevului, da, și libertatea profesorului implicit de a alege anumite lecturi. Dacă aș spune nu, atunci am fi în situația în care suntem la această dată, și anume în imposibilitatea de a evalua un exercițiu care vizează tocmai acest lucru. Și atunci, nu știu, cred că cea mai bună variantă este să se modifice sau să se regândească, să se recalibreze acest tip de exercițiu, altfel formulat. Aș răspunde eu dacă pot. Pentru că chiar mă interesează în mod deosebit această discuție. Cum și spuneam înainte, am scris destul de mult despre canon, despre canonul școlar și așa mai departe. Lista există. Ea nu e în programă, pe ea nu o impune un for superior, dar o listă de lecturi există mereu. E impusă de manuale și aici mi se pare un pericol foarte mare. Pentru că oricâte manuale alternative ar exista pe piață la un moment dat, într-un an, doi, trei, apare monopolul unui manual care va fi exemplul Humanitas, din anii în care predam eu. Toată lumea preda după Humanitas. Acolo era lista. Și aici, Ioana Nanu, pentru mine literatura e pentru mase. Întotdeauna e pentru mase. Că e un lux, fără îndoială. E un lux înțelegerea ei în anumite aspecte. Dar în școală ea e pentru mase. Sunt copii din toate categoriile sociale care citesc literatură. Și sunt profesori, sigur, de diverse grade de pregătire. Ei, dincolo de profesori iluminați, cu idei, cu lecturi, care își aleg, pot să-și aleagă oricum ce să predea la clasă, e în mod cert că 90% predă după lista manualului. Deci, există această listă, problema e cine o alege, aici mi se pare pericolul, dacă putem risca să lăsăm această listă canonică, pentru că așa se numește ea, la alegerea unor autori de manuale, maxim 4-5, sau ar trebui să existe o listă orientativă în urma unei dezbateri mult mai generale și implicând minți din diverse, de la diverse nivele ale câmpului cultural, de la scriitori, la critici literari, la universitari, la profesori. Da? În plus, față de asta și chiar închei, citiți cartea coordonată de Florentina Sâmihăian despre canon, unde sunt două texte foarte interesante, provenind din Europa de Nord, da? Unde la fel s-a renunțat la orice listă canonică, iar rezultatul a fost că oficial președintele Premiului Nobel a cerut ministerului o discuție despre
conturarea unor repere literare. Era o anarhie. În cartiere diferite se studiau autori diferiți. Fondul acela comun, de care vorbește și Nabokov până la urmă, nu? Prin alegerea unor scriitori, fondul acela comun dispare. O să devenim străini cu totul pe ce înseamnă fond cultural, măcar regional, dacă nu mai mult. Deci, sintetizez, lista există, e impusă de manuale, pericolul e, din punctul meu de vedere, că lași la alegerea unor autori de manuale, doar la alegerea lor acea listă. Mulțumesc! Ramona, mai există o altă întrebare? Da, mai sunt două întrebări. Da? O altă întrebare este următoarea. Numiți, vă rog, o modalitate simplă de a salva literatura, evident, aplicabilă în clasă. Dorește cineva să răspundă? Aș ruga-o pe Simona. Bine, am să profit că îmi dați cuvântul ca să vă spun că Nabokov era ca profesor un excentric. Eu nu sunt cu totul de părerea lui, adică da, într-un fel da. Și era și ironic cu studenții. Deci eu pot să le spun studenților mei așa ceva citându-l pe Nabokov, dar ei înțeleg că eu îl citesc pe Nabokov, care era ironic cu studenții lui americani, despre care nu avea o părere foarte bună. Dacă te duci la începutul cursurilor lui de literatură. Deci, atenție, eu sunt mai degrabă de partea iluminiștilor. Cred că nu ca profesor trebuie să-i ajuți pe toți elevii să ajungă la literatură. Și să nu te ocupi doar de elevii, așa zici, buni, cu note bune și mai departe. O să ai niște mari surprize de la cei care stau în ultimele bănci. Ei sunt uneori foarte atenți și înțeleg mai multe decât aceia cu note mari, deja formatați pentru cariere și așa mai departe. O soluție în clasă? Păi am spus, soluția este, sau cheia rezolvării problemei este profesor. Dacă tu ții foarte mult la elevii tăi, și ai o relație și de prietenie, așa, cu distanța respectivă, care e distanța dată de diferența mare de vârstă. Dacă însă e o relație de prietenie sau ei simt afecțiunea sau simt pur și simplu, poate nu ești articulat ca un profesor, sunt și profesori și profesorii, unii foarte articulați, vorbesc ca din carte, dar uneori nu ai căldura aceea umană. Nu simți pasiune din partea lor. Alții sunt uite cum sunt eu acum, mai caută ideile, nu au ceva semi-preparate de gândire, gândesc în fața propriilor elevi, simt în fața elevilor. Ei sunt convinși de un profesor care, de la care simt căldura asta, a prieteniei înainte de orice. E foarte important să simtă că ție-ți pasă de ei și că predai literatura pentru că îți pasă de ei. Nu numai pentru că trebuie să iau o notă bună la BAC. Să știți că elevii simt multe, multe lucruri. Eu mă bazez pe asta. Și am fost profesoară și la când pe vremea lui Ceaușescu, că vorba aia, terminasem cu notă bună, dar degeaba. A fost o experiență minunată. Am nimerit într-un sat unde erau elevi considerați, nu știu, de ce categorie și indisciplinați și mi-au dat mie clasele cele mai rele și eu m-am înțeles cu ei de minune. Dacă ar fi să se repete viața mea sub nicio formă, cu toată naveta aia sinistră pe care am făcut-o, nu aș renunța la elevii mei din satul Iordăcheanu. Și cheia era că le țineam un fel de cursuri, ca la universitate. Și era o liniște perfectă, mă ascultau și venea din când directoarea care nu mă putea suporta și vrea să vadă dacă e cineva în clasă. Și nu-și putea imagina că acele elevi pot să stea liniștit să asculte un profesor. Iar eu le țineam niște cursuri despre Eminescu și așa mai departe. Da, ca la universitate, știți.
o poveste frumoasă să le faceți, legat de scriitor și de literatura lui, și îi veți cuceri. Doar atât, scuzați-mă că intervin, dar n-am auzit de mult public spunând cineva că profesorul e esențial. Da, auzim în ultimii ani învățământul centrat pe elev, profesorul care trebuie să fie, nu știu, un animator, un arbitru. Doamna Simona Popescu spunea profesorul e esența și chiar cred că asta trebuie să spună public mai mult. Da? Profesorul, formarea lui, selecția lui, selectarea lui, cred că e corect. Acolo e toată miza învățământului. Da? După cum textul, da, de literatură, alegerea textului e esențial. Dar asta eu nu mai aud în spațiu public spunându-ți asta. Dimpotrivă, profesorul trebuie să meargă în umbră. Da? Învățământul centrat pe elev. Acesta e conceptul actual. Scuze, dar chiar mi s-a părut important și chiar n-am mai auzit public spunându-se asta de mult. Acum, doar aș mai adăuga asta. Noi, profesorii, și așa suntem, mă rog, avem părțile noastre de nemulțumire și chiar de nefericire. Profesional vorbind, despre celelalte fiecare le duce cum poate. De ce n-am... E atât de la îndemână să fim fericiți în relația asta noastră cu niște oameni tineri, care știu foarte multe, de la care putem să aflăm foarte multe și pur și simplu o relație bazată pe fericire. Adică literatura este o punte între noi și putem fi și fericiți, nu numai amărâți că vine bacul și ne vin inspecțiile și toate poveștile astea de tehnologie didactică. Nu știu, pur și simplu fii fericit predând literatură și vei face și pe elevii amărâți fericiți, că am fost odată la o clasă, se preda poezia. Doamne, câtă tristețe! Toți elevii erau cu capul în jos și eu la fel, înțelegeți? Adică eram toți cu capul în jos, niște amărâți și niște nefericiți, abia așteptam să termine ora. Nu mai vreau să asist la așa ceva și n-aș vrea să fiu în pielea unor amărâți de copii. Profesoara făcea din cauza noastră, cred. Noi am fost de vină. Era inspecția în spate, știți? Și ea a crezut că face bine. A făcut bine. Iertați-mă, vă rog, pentru aceste confesiuni, dar am spus că sunt mai mult scriitoare aici și elevă decât profesoară. În niciun caz nu sunteți elevă, sunteți și profesoara noastră. Cred că bina a fost a mea și a titlului ăstuia nefericit ales. Pentru că cumva am indus starea de pesimism, dar cred că lucrurile nu stau așa, la nivelul macro. Sau poate la nivel... Dar uite, haide să facem o relație mai agreabilă între macro și micro. Eu cunosc foarte mulți profesori, foarte mulți profesori dedicați, minunați, care continuă să facă buni cititori, foarte buni cititori, și care pur și simplu își slujesc meseria, chiar dacă uneori nu e foarte comod, dar totuși se duc înainte. Și din nou dau exemplu acesta a lecturiadelor și a cercurilor. Nimeni nu-i obligă și totuși sunt sute și sute de profesori care fac lucrurile acestea, cu dăruire, cu dedicație, care uneori simt și ei tot soiul de frustrări, dar merg înainte. Și am văzut și copiii cât de frumoși și cât de buni sunt. Interesați, citesc, doresc să facă. E adevărat că treptat, apropo de Cosmin care se ridică împotriva didacticii, am învățat ceva în relațiile acestea cu elevii. Odată ceea ce spunea Simona, bucuria. Bucuria de a fi împreună, pentru că activitățile acestea în cercuri sunt activități extracurriculare. Apoi am mai învățat încă ceva. Ai trata ca niște egali ai noștri. Deci pur și simplu am renunțat la autoritatea noastră de profesori, am pornit de la faptul că facem parte din același cerc, deci nu suntem
nici în centru cercului, nici în afara cercului, ci suntem împreună cu ei. Și descoperi extraordinar de multe lucruri în momentul în care se schimbă relațiile. Nu e foarte greu, dar elevul într-adevăr trebuie să simtă îți place ce faci, îi transmis bucuria și ți-o transmite lui. Sunt foarte multe, eu în anii ăștia de când lucrez cu cercurile de lectură, am descoperit și am învățat extraordinar de multe. Și am învățat să am mult mai multă încredere în elev decât aveam înainte și foarte, foarte multă încredere în profesori. Acum că or fi o minoritate, eu nu cred că contează neapărat numai minoritatea și nici nu cred că profesorul în general, hai să zicem acum, majoritatea este un sclav al rutinei. Eu totuși am încredere în ei. Și ceea ce spune Simona este ceea ce mie mi se pare că sună foarte bine. Da, depinde de noi, de profesor. Simona, acum 4 ani, când am încercat o dezbatere, mai mult sau mai puțin reușită pe această idee, ai scris câteva lucruri care mie mi s-au părut remarcabile. Odată ai dat la o parte pesimismul nostru, pentru că vorba ta, aceleași lucruri le spuneam aproximativ și atunci, nu? Și ai spus, sistemul suntem noi, nu puneți bine întotdeauna pe alții, gândiți-vă la voi înșivă. Și se pare că aici este soluția și până la urmă soluția este, cum să vă spun, niciodată sistemul nu o să ne dea ceea ce visăm noi sau credem noi, nu? Și soluția până la urmă se găsește în noi. Așa cred eu. Da, mai este timp pentru ultima întrebare? Mai este timp, Ramona? Ultima întrebare este următoarea. Cum poți să împaci canonul bacalaureatului cu predarea literaturii în cei 4 ani? Nu știu, mie nu mi-e clară întrebarea, dar poate lui Cosmin e clară. Da, nu, nu, e destul de clar că e canonul între ghilimele, adică rigorile unui examen de bacalaureat versus predarea literaturii dincolo de obiectivul un rezultat mare la bacalaureat. E aceeași discuție, aceeași problemă. Mie nu mi se pare deloc că sunt răsuflate operele canonice, sigur, mi se pare inadmisibil să se oprească la Preda, da? Spuneați, nu sunt angajat la Litere, am doar colaborare cu Litere, doar cadrul iate asociat. Am niște reacții extraordinare la Lavinia Braniște, la Șchiop, de exemplu, la romanele lor, romane ale lumii contemporane. Am avut reacții, o să predau Lavinia Braniște la clasă și mi se pare firesc să existe astfel de reacție față de literatura imediat contemporană. Dar la fel, acele opere canonice care sunt pregătite pentru BAC cu niște rigori, da? Ridică niște discuții pentru lumea contemporană, pentru fuziunea aceea a orizonturilor de așteptare de care vorbea și Simona Popescu mai devreme, foarte importante. Naționalismul în Ion de Rebreanu, care nu doar un roman cu țărani și atât. Da, e un clișee și despre ruralismul literaturii române. Acolo e o problemă, mercantilizarea naționalismului, la Herderea, de exemplu. Foarte interesantă. Ce înseamnă naționalism? Cum se schimbă el? E doar un exemplu. Ideea e, apare acum, da? Va fi tradusă în limba română, o carte scrisă de 2 cercetătoare, în limba străină scrisă inițial, care discută, din perspectiva studiilor culturale, sigur, doar Ion de Liviu Rebreanu. Da? Manuela Boatcă și Anca Pârvulescu. Va apărea concomitent și în engleză și în română în traducere. Doar despre Ion de Liviu Rebreanu. Nu înseamnă că e o ruptură, da? Că una predăm noi pentru valorile literare, alta e pentru nota de la BAC. Poți să le împaci foarte bine dacă ești informat. Și doamna Onojescu, chiar închei pe urmă,
Eu nu cred în soluții personale. Poate că așa sunt format, poate... Eu nu cred în soluții personale. Eu cred în soluții comunitare, dacă vreți. Cred și nu am... Sigur că e util să fii și să ai și niște competențe didactice când predai, că nu se poate altfel. Eu sunt împotriva talibanizării didactice, dacă tot e un termen la modă talibanizarea, nu? Și talibanii. Excesului de didactică. Eu aș vrea cursuri de formare... Da? A încercat Horia Corcheș la Cluj câteva, unde a fost invitat Alex Goldiș, Claudiu Turcu și Mihaela Ursa, nu mai știu, dar s-au oprit prin CCD. CCD-urile fac doar cursuri de cum să predea literatură și de metode pălăriile gânditoare. Eu ziceam, dacă profesorii ar beneficia de acces, cursul online, de exemplu, da? În care să vezi perspective noi, posibilități de abordare noi al acestor texte, așa zis, învechite sau fără legătură cu prezentul, nici vorbă. E doar modul de a le aborda, doar modul de a le... Deci se poate împăca prin informare, dar pe mine nu mă încălzește cu nimic că avem 100 sau 1000 de profesori de literatură care se autoinformează. Miza, cred, și aici cred că ar trebui să fie presiunea și asociației pe care o conduceți și care, repet, e foarte importantă, e această presiune. Mai veniți și la conținuturi, mai veniți și la actualizarea informațiilor profesorilor. E firesc dacă n-au avut acces în școală, nici măcar la literatură obzecistă unii. Da? Că nu intrase în facultate în acel moment, unii dintre colegii noștri. Nici de cum la 2000 sau post-2000, de exemplu. E firesc să nu-i poată preda, să fie un material greu de gestionat. E firesc, pentru oricine ar fi. Aceasta cred că ar trebui să fie direcția și să încheiem optimist, da? Nu salvare personală, nu salvare individuală, ci măsuri, dacă vreți, nu-i bun termen, aproape politic, da? Prin care... cât mai mulți profesori să aibă acces la o formare pe conținut. Asta e pentru mine șansa pe care literatura are în școală. Și atunci un profesor care e foarte stăpân, care e el însuși sau ea însăși curios, curioasă de ceea ce citește și predă, totul altfel va transmite, chiar fără a fi un extraordinar profesor în sensul didacticizării demersului său. Chiar cred că e un profesor mai bun atunci. Tata, scuze. Mulțumesc și ne apropiem de final, pe concluzii. Concluziile bănuiesc că au ieșit destul de bine în evidență. Adică recunoaștem că până la un punct există o criză a literaturii, că această criză se datorează atât la nivel macro, deci celor care într-un anume fel i-au dat o direcție prin programe, prin evaluare, prin formarea profesorilor, că se datorează și profesorilor sau, nu știu dacă în egală măsură, nu? Ați fost mai polemici în prima parte, se datorează profesorilor prost informați, că remediile nu ar fi cele personale în care eu cred, pentru că am o anumită experiență, că până la urmă am tot așteptat să intervină comunitatea, am tot așteptat semnele, nu s-au prea dat semne și că până la urmă, probabil, experiența mea e de vină, care îmi spune că salvarea este oarecum personală. Ar fi o concluzie, da? În care nu credem majoritatea dintre noi, și o a doua concluzie ar fi niște mutații fundamentale pe care le tot așteptăm. Eu le-am așteptat toată viața mea de profesoară și care n-au venit, probabil de aici scepticismul meu. Cam așa se întâmplă. Cu aceasta încheiem seria celor 6 seminare. A fost o experiență pentru noi, vă spun, nu știu în ce măsură a fost și pentru dumneavoastră, o experiență în care
ne-am consumat, am lucrat, am reușit mai mult sau mai puțin, dar am vrut două lucruri. Deci, pe de o parte, să marcăm existența noastră, continuitatea noastră, rezistența, deci până la urmă și la nivelul asociației este tot o soluție personală, pentru că ne-am încăpățânat să rezistăm acești 20 de ani și, pe de altă parte, cred eu, să transmitem mai departe că putem acționa ca o comunitate. Ca o comunitate nu numai față în față, ci și în situația aceasta de criză în care trăim acum. Probabil dacă ne vedeam că îl supără pe Cosmin faptul că am pus în titulatura consilierului de didactică ne iertați, pentru că partea care ține de întâlnirea față în față face ca aceste întâlniri, aceste întruniri, dezbateri să fie mult mai vii, dar pe de altă parte sunt importante, foarte importante conținuturile și eu cred că pe primul plan stau conținuturile, dar nu trebuie să uităm că nu dăm deoparte și mijloacele prin care aceste conținuturi pot să ajungă la elevi. Trebuie numai să facem o selecție și să alegem ceea ce ni se potrivesc. Și cu aceasta e partea de mulțumiri. Nici nu știu în ce ordine să încep. Odată mulțumesc partenerilor noștri care au avut încredere în noi. Este vorba de facultatea cu care să încep, cu Bucureștiul, pentru că e centru, da? Facultatea de litere de la Universitatea din București, este vorba de Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din Cluj, e vorba de Institutul de Lingvistică și Istorie Literară Sextil Pușcariu din Cluj. La fel de mult trebuie să mulțumim, chiar dacă mulțumim personal, domnului profesor Andrei Terian, care vine de la Sibiu, este prima dată când ne întâlnim și cu cei din universitatea foarte tânără și foarte dinamică, Lucian Blaga de la Sibiu. Ei sunt facultate, cred că sunt facultate, Facultatea de Litere și Arte. E interesant cum sunt asociate, da? Așa sunt. Așa. Trebuie să mulțumim normal tuturor invitaților noștri cu care v-ați întâlnit în cele 6 zile din mediul universitar și din preuniversitar. Trebuie să mulțumim celor care au vizionat aceste întâlniri, care au dat un feedback, care au pus întrebări. Trebuie să mulțumim, nu? Secretariatului nostru, reprezentat de Ramona Gitaru, foarte activă în tot ceea ce a făcut în cele 6 zile, n-a fost ușor. Asistenței tehnice, care e alcătuită de data aceasta din domnul administrator al site-ului, este vorba de Mircea Pavel, și ajutorul lui sau partenerul lui, profesorul Bogdan Rațiu de la Târgu Mureș. În rest, nu știu ce ar trebui, am făcut discursul ăsta de încheiere, promisiuni, știu eu, pot să fac eventual o invitație. Urmăriți-ne, chiar dacă, uite, eu mă scuz pentru stângăciile mele de astăzi, că toate le-am încurcat, chiar dacă, știu eu, aveți sau nu aveți încredere în asociație, în spiritul asociativ, vă invităm să participați la activitățile noastre, vă invităm să scrieți pentru revistele noastre și eu cred că s-ar putea, dacă lucrurile vor merge bine, să continuăm și cu o întâlnire față în față.
dar aceasta să vedem ce se întâmplă în lume și la noi, bineînțeles. Vă mulțumim foarte mult și să ne vedem și să ne auzim cu bine!